Start în finala la 100 de metri liber masculin cu David Popovici pe culoarul 4, Alessandro Miresi pe 3, Matthew Richards pe 5, atenție la cele 3 culoare, ar fi în cele din, evident, din centrul bazinului. Așteptăm timpul intermediar la, după primii 50 de metri. David este al doilea, Lorenzo Zazzeri, 23.03, culoarul 7. David Popovici și Miresi, 23.07, la doar 4 sutimi în spate, la egalitate. Pe 4 e Matthew Richards, 23.26. Să vedem finalul acestei curse, unul foarte, foarte strâns. Se termină aici finala la 100. David Popovici, 48-10! David Popovici câștigă această finală, 48-10! Miresi pe 2, 48-27! Matthew Richards, 48-28! Vine al treilea! Ce finish pentru notătorul nostru, care câștigă, confirmă statutul de mare favorit și câștigă această finală. Un timp mai bun ca în serii, cu 25 de sutimi, 48-10, n-a coborât sub 48 ca la Otopen când și-a făcut și baremul olimpic. Acel 47-61, dar câștigă această finală la 100 de metri și îl vom vedea pe David și mâine la 200 de metri liber. Fabuloasă cursă făcută din nou de înotătorul nostru, pe care îl vedem acum în prim plan. A întors al doilea după primii 50 de metri. Zazzeri a notat foarte bine primul bazin. Însă finalul i-a aparținut românului.